Anca, cum să fac să se întoarcă fostul la mine? Păi, cum să faci? Nu știu ce să faci. Ai o foarte mare problemă tu. În primul rând, e că nu merită să stai pe loc așteptând să se întoarcă unul care oricum nu a venit să stea și nici măcar să te cunoască. Tu nu ai nume pentru el. Și tu zici, fiind și primul de altfel, că fostul. Cât nu o să mai fie? O să numești fostul 1, fostul 2, fostul 3 și fostul 4? Nu. Va trebui să-ți iei o agentă. Tu ce crezi că viața se termină la fostul care nu se întorce? Sau care nici nu a plecat bine să se întoarcă? Tu ocupă-te de tine, de frumusețea ta și de vitalitatea ta. Pentru că cel ce a plecat, a plecat asumat. Să știi că nu a plecat să se întoarcă. Poți să te dai peste cap că el nu are ce să facă. Pentru că la început nu avea de ce el să plece. Dar a plecat pentru că un bărbat alege să plece sau să rămână și tu n-ai de ce să persecuți pe socializarea asta și pe site-uri de socializare să-l urmărești. Urmărește-ți pașii tăi, da? Urmărește-ți mersul tău, feminitatea ta și lasă-l pe fostul, pentru că tu ai spus că e fostul. Cum să-l aduci înapoi? Cel mai important e să refaci viața cu tine însăți, pentru că viața este despre tine însăți și să fii puternică. Da? Cu încredere în tine și pozitivă, pentru că când tu crești cu tine însăți, îți dai seama că o să ai nevoie de mulți bărbați, dar niciodată de fostul. Așa că nu mai sta pe loc și nu mai investi să aduci un cadavru. Lasă-te de resuscita cadavre. Sunt sigură că ai înțeles mesajul.